Mai avem de făcut la componenta noastră pentru galerii foto, să ștergem imaginile. Eu am găsit aici, mi-a venit mie așa inspirația să pun butonașul ăsta și să activ și standard și poziția să le las aici. Dar înainte de a trece, ștergerea n-a fost chiar așa de simplă cum pare, deoarece apăreau niște erori și pentru a le explica respectivele erori și a le și evita, vom face câteva îmbunătățiri la componenta noastră, deoarece sunt nested components, adică sunt imbricate una în alta. Avem o componentă principală care părinte, să zic, care are mai multe componente copil. Deci toată aceasta, cum am mai explicat, este componenta principală care se află într-o vedere blade Laravel obișnuită, dar avem o componentă principală Livewire de photo upload care practic conține codul pentru uploadarea galeriilor foto și după aceea avem componente child pentru fiecare imagine prin care edităm fiecare imagine în parte. Haideți să vedem mai pe larg, mai cu detalii mai multe, cum structura acestor componente. Deci am făcut o mică prezentare aici, structura componentei LiveWire au upload photos, cum mi-am zis noi, și avem în primul rând vederea blade. Noi o afișăm o vedere blade în primul rând. Când facem click pe acel butonaj din dreptul fiecarei categorie în parte, ne duce la o vedere blade, care o vedere blade încarcă această componentă LiveWire admin photos upload, în care îi trimite modelul și calea. Modelul și calea. Această componentă LiveWire Photos Upload are și ea la rândul ei o buclă for each în care încarcă pentru fiecare for each, încarcă componenta LiveWire Admin Edit Photo. Deci fiecare fotografie existentă în galeria de imagini pentru respectivul model prin care îl editează și îi transmite numărul curent, foto, modelul foto curent de asemenea și încă o dată PES îi trimite această cale și aceste componente și o cheie pentru că așa pe care o vom folosi key iteration, noi am folosit alt foto ID, dar având în vedere că vom șterge o anumită fotografie poate să apară încurcător și atunci am preferat loop iteration, nu știu dacă e o îmbunătățire sau nu, dar m-am simțit eu mai sigur. Deci cheia aceasta se folosește intern de LiveWire. Acum fiecare componentă Edit Photo conține și o componentă Admin Section Status. Deci avem cea care actualizează valorile pentru câmpul activ și promo, da? Pe căreia îi transmitem doar o singură valoare, modelul, care respectiv e $photo și pur și simplu prin apăsarea butonului schimbă valorile câmpului activ și promo ale acestui buton. Acum, care e care este unul dintre lucrurile foarte importante pe care trebuie să le facem? Acest section custom.js în care noi am tot adăugat cod și avem și un mic custom CSS, dar mă rog, ăsta era doar unul singur, ca să ați văzut când trec cu mouse-ul peste o anumită poză pe care vreau să o editez, să poată să apară un border albastru. Deci asta să zicem, dar și asta dacă avem mai multe, dar aici de exemplu dacă aș avea un section custom CSS în fiecare componentă, să zicem, sau în astea două și încă unul în vederea blade, s-ar suprapune și n-ar rămâne decât ultimul, să zic așa, deci ultimul ar apărea sau primul, deci da, în funcție de ordinele în care le randează. Și atunci aceste section custom JS și section custom CSS le vom pune în vederea blade care afișează componentele, pentru că vor avea acces, fie toate fiind în aceeași componentă blade, vor putea interacționa cu codul JavaScript de la sfârșitul din subsolul paginii, din footerul paginii. Deci, și atunci voi avea într-o singură secțiune section custom CSS toate confirmările cu suite alert, le vom pune pentru că altfel am observat când am vrut să șterg fotografia de aici, nu mai mergea că se suprapunea cu ce aveam alt custom JS ce era deasupra când îmi confirma că
se adună, sunt mai mult de 12 poze sau confirmare că s-au uploadat normal și atunci ca să nu toate le punem într-un singur loc, pentru că se anulează una pe alta având același nume cu CustomJS, deci numai o singură dată. Probabil există o sintaxă în care aș putea să fac, dar așa e cel mai simplu, le-am într-un singur loc în vederea Blade. Așa. Iar după aceea am mai găsit niște mici îmbunătățiri pe care o să vi le arăt, cum ar fi calea aici, când afișez calea pentru fiecare fotografie, nu mai fac o interogare, din nou, deoarece am acest pas și așa mai departe. Deci haideți să vedem pe scurt ce îmbunătățiri am făcut, cum le-am aplicat toată această structură ca să fie foarte ordonată și să o putem modifica, să o putem edita dacă constatăm anumite erori, să putem șterge și, foarte important, iarăși acum să nu uit să vă spun, deci ștergerea imaginii nu o vom face cu cod în clasa asta, pentru că îmi va da eroare dacă fac în child. Voi face în clasa parent ștergerea fotografiei, codul pentru ștergerea, pentru că să se șteargă singur așa transmite o eroare, am observat, am mai căutat și pe net, s-au încurcat mulți în chestia asta și am stat și eu și zic, băi, nu prea găseam nicio rezolvare. Unii ziceau cu refresh de pagină, zic, aoleu, iar mai fac un refresh, nu vreau. Și atunci mi-a venit ideea asta să fac în componenta parent și n-am mai avut treabă. Aia, cei care sunteți pasionați de JavaScript și ați mai lucrat cu framework-uri din astea front-end, Vue.js, React.js, știți că foarte ușor se blochează codul JavaScript, foarte ușor se dă erori, trebuie să fie făcut la perfecție ca să meargă, că altfel se blochează și cade de tot, ca să zic așa, nu mai merge nimic în aplicație odată ce a căzut. Așa am observat și eu, m-am uitat în consolă și am văzut o eroare și odată ce era eroare nu mai mi-apăreau niciun mesaj de confirmare, nici nimic. Deci haideți să vedem ce am făcut. Deci, în primul rând, cum am zis, avem, deci, vederea uploadblade.php. Haideți să o vedem. Deci, asta e vederile obișnuite. În views, admin, content, photos, uploadblade. Deci, e pur și simplu o vedere blade obișnuit. Care vederea blade, bineînțeles, nu face altceva decât, deocamdată, îmi încarcă admin photo upload, îmi dă modelul categorii și pas categories. Deci asta e o cale pentru categories, deci ca să poți să afișezi componentele child. Aceasta este prima cale pe care mi-o transmite. Deci modelul și calea unde voi încărca. Pas e categories. Deci e foarte simplă, titlu și nu știu ce, am aici breadcrumb-ul. Și după aceea am section CustomJS în care am spus că pentru toate componentele care sunt incluse în această vedere voi face îl voi pune le voi pune pe toate aici, deci inclusiv codul pentru confirmare cu suite alert pentru ștergerea unei astea, vedem și custom CSS-ul care este în componenta child edit photo. Deci este totuși tot aici. Deci am pus model pass categories, după aceea am componenta LiveWire Photo Upload care zice for else image is count și așa model name image is count for images as photo și ce am mai făcut eu aici, current aici, photo, photo, key loop iteration, am zis că am schimbat și am trimit către componenta copil ca să așa categories și model ID. Deoarece în model ID, deci am pe lângă categories, am și model ID, deci am photos, categories, model ID și aici urmează să stochez fiecare imaginea galeriei în parte. Deci gallery images count, images as photo și acum ce vreau să vă mai arăt, că în photos upload, deci am luat images, am ales-o, că eu până acum cum o făceam? Deci o făceam în photos upload $photos as photo aici mai jos puțin, deci aici făceam din model, mai interogam o dată aici, dar am zis că acest cod de interogare a bazei de date ca să obțin toate imaginile unei galerii să le pun în controller, adică în clasă sau controllerul
componente și nu mai este aici în bucla for else, ci este aici când în funcția render $images is model, exact ce era acolo, this model, acolo aveam direct $model photos, deci aceasta este relația polimorfică în photos, order by position și get. Deci și îl trimit aici cu images către componenta child. Da? Deci am pentru fiecare, deci îi trimit for else, deci îi trimit imaginea curentă. Și cu pass categories și model ID, deci exact acum ca să aibă și fiecare să pot să o afișez, să-i aflu, deci am pass categories model ID. Probabil că puteam să-l iau același pass, să-l transmit mai departe, oricum. Deci îi trimit fiecare imaginea și calea ei ca să pot să o afișez, bineînțeles, și cu photoname. Puteam să o pun de aici direct, dar am zis ca să am mai multă flexibilitate. Și după aceea, deci în fiecare foto să upload, am un edit photo, așa, care mi-afișează aici, e coloana de sus, să vă arăt cum am pus și butonul. Deci am mai făcut în prima zonă din coloană, dacă mai țineți minte din tutorialul trecut, că am împărțit zona column de 3 în 3 zone ca să le afișez flex pe direcția coloană și în prima zonă de coloană am un span care are un float left, cum Bootstrap 5 e float start, deci e numărul curent al imaginii. După aceea am pus un rând G2 e gutter 2, deci distanța între coloane, și am pus pe o coloană de tip nou, am pus input-ul pentru position și componenta live-ware, section admin section status și cu modelul foto, deci ca să-i schimb câmpurile activ și promo, deci aici am pe 9 coloane, pe o zonă de 9 coloane din rând am acest input și componenta live-ware, iar pe 3 coloane am acest buton care îl fac și să zboare în float end, vedeți, deci on click, delete, confirm, așa, ne uităm imediat pe el și class btn, așa, cu F3, haideți să verificăm că așa este. Deci ce vreau să vă zic, deci aici în zona 1, înainte de imagine, aici avem 9 coloane, o zonă de 9 coloane pe rând în care am acest input care are și W50, adică width 50%, deci coloana ar fi cam dublu, așa, cam până aici ar fi, cu gutter, cu tot. Și am această componentă live-wire, section status, care îmi schimbă instantaneu valorile câmpului activ și standard. Și aici poziția și aici, în cealaltă zonă de 3 coloane din acest rând, am acest buton pentru ștergere, care atunci când îl apăs vreau să îmi facă, să-mi apară în primul rând o fereastră care să-mi suit alert de confirmare a ștergerii, că nu s-a apăs direct să mă trezesc cu ea, că poate apăs din greșeală, e logic asta. Și haideți să afișăm butonul de suit alert. Deci, după cum vedeți, am și scris eu deja funcția on click. Deci funcție JavaScript curată, on click, delete photo confirm, i-am zis eu funcției, cu doi parametri, photo ID, că asta e clar că îmi trebuie să știu ce fotografie șterg, și current, care este numele curent de aici, care apare ca să-l afișez în mesajul respectiv de confirmare. Deci am delete photo confirm, haideți să iau cu copy și paste, Ctrl-C și exact cum v-am zis, voi face funcția în uploadBlade.php, adică în vederea Blade curată, deci nu în vederea LiveWire, ci în vederea Blade care conține vederile LiveWire. Și exact cum avem aici, document by add event listener, deci exact așa vom face și noi, vom continua scriptul, deci nu, de fapt aici avem de executat o funcție. Și atunci vom avea window și punct funcția, Ctrl-V, delete photo confirm, și voi avea de ID
Deci, să zic, primul parametru va fi ID și al doilea number. Așa. Și acum nu mai am decât să merg cu un solve. Am inserat aici suite alert și va trebui să fac exact sintaxa, de exemplu, de gen cum e la users. View când șterg, deci această confirmație, delete confirm și așa mai departe. Deci eu am scris-o deja, o iau cu copy și paste și o explic imediat. Control C. Am făcut-o exact pe modelul de la acela și dau Control V, doar am schimbat textul, bineînțeles. Deci solve fire, icon question, text confirmați imaginea, confirmați ștergerea imaginii selectate cu numărul plus number, deci care vine de aici. Show cancel button true, confirm button text delete, confirm button color hash, zen result. Dacă rezultatul is confirmed, live oare emit, delete photo. Deci emit acest eveniment, delete photo, și cu parametru ID. Și după aceea dau direct solve fire, am spus eu că nu e chiar 100% corect, pentru că nu știu dacă nu acest eveniment se va executa și așa mai departe. Imaginea a fost ștersă, imaginea din galerie cu număr a fost ștersă din bază de date și atât. Deci ce fac în cazul în care dau OK? Emit evenimentul delete photo. Iarăși foarte important, am zis că acest eveniment îl voi asculta în componenta parent, deci în photosubload îl voi asculta în aici, da? Și deci cum se face? Bineînțeles, va trebui să am protected listener delete photo, pentru că pe acesta l-am emis, da? Deci am emis delete photo și atunci în photosubload protected delete listener și aici exact aceeași funcție, trebuie să am control C. Mă duc până jos aici și dau public function control V și am, bineînțeles, de $ID. Ok. Și primul lucru pe care îl fac, $photo egal photo find or fail de $ID. Așa, după aceea trebuie să o șterg de pe hard disk. Așa, dar de fapt mai întâi o să o ștergem din baza de date. Deci $photo delete. Apoi o ștergem de pe hard disk, să comentez, ștergem imaginea de pe HDD și bineînțeles vom folosi tot storage. Deci avem storage și discul pe care îl avem, deci storage disk photos delete. Și acum trebuie să dau calea către fișier. Deci haideți să vedem care este pass-ul. Deci eu din Photosubload către Edit Photo, eu trimit pass Categories Model ID. Deci exact ce îmi trebuie, pentru că mie acum îmi trebuie calea relativă față de Photos. Deci dacă nu era calea relativă, mai puneam și un Photos în față. Și atunci aici, deci mi-ajunge $pass și concatenez, bineînțeles, cu $photoname. Așa. Deci mai bine înainte să o șterg, nu știu dacă mai am acces la photoname după ce am șters-o, $thisPass, bineînțeles. $thisPass photoname, ca să fiu sigur că mai am acces la, nu-mi dau seama sigur și nu stau să verific. Și acum ștergem
imaginea de pe HDD. Și deci acum ar trebui să avem confirmare și să ne șteargă imaginea. Haideți să vedem. Dăm și un refresh la pagină. Refresh. Și acum haideți să o luăm pe ultima ca să ne vedem. Deci avem 16 imagini, ar trebui să-mi apară că dacă confirm că șterg ultima imagine. Deci deocamdată văd că nu îmi apare, ia să vedem, Ctrl-Shift. Încă un aspect token, deci undeva am greșit, is not defined. Deci am greșit în, ia să vedem dacă îmi și arată. Ia să vedem. Da, m-am încurcat eu puțin aici, trebuia să mă și puțin aici cum e mai sus sau cum era în users view aici, că egal function, nu direct egal, deci egal function. Deci unde sunt? Egal function. Egal function, Ctrl-S, haideți să vedem acum. Am dat și un refresh frumos la pagină și haideți să vedem dacă mi-apare mesajul de confirmare. Mi-apare și exact numărul 16 de aici mi-apare și în confirmare. Dacă dau cancel nu se întâmplă nimic. În schimb, dacă dau delete, să vedem, imaginea a fost ștersă, să vedem că a și dispărut instantaneu, foarte reactiv și mai am 15 imagini. Vedem și aici doar 15. Și ce ne mai rămâne de făcut acum? Să facem butonul pentru ștergerea tuturor imaginilor. Deci acum putem să ștergem oricare imagine. Haideți să o iau și pe 13, că e tot cu ghinion, dar bineînțeles că va veni alta în locul ei, că e vorba de o iterație. Delete, imaginea a fost ștersă și bineînțeles imediat s-au și reafișat și cum v-am zis asta din stânga a venit. Ia să văd dacă o șterg pe prima, să fac tot felul de verificări. Unul, deci ca să recunosc imaginea, delete, ok, și văd că nu mi-a șters-o pe prima, deși au rămas doar 13, ia să dau un F5. Acum a dispărut, dar n-a fost ștersă prima. Ia să mai dau un F5. Deci ia să vedem dacă o șterg pe numărul 4, că asta pare că am singura de tipul ăsta, deci mai albastră așa. Delete. Aha. Că mi-a șters-o, mi-a reafișat-o când trec așa cu mouse-ul. Ba mi-o afișează, ba nu mi-o afișează. Vedeți că se schimbă. Aici o mică ciudățenie. Ok, probabil că dacă aș da refresh, vedeți că apare singură, nu știu ce-o fi, ia să vedem. Și acum, într-adevăr, nu mai apare deloc, dar probabil din fișierele temporare apare cumva. Da. Aici am observat o mică ciudățenie în comportamentul componentelor LiveWire. Așa, deci eu să zicem, selectez și eu un șir de imagini, open, le încarc, ca să recapitulăm să vedem că totul merge ok. Deci am selectat 7 fișiere, haideți să le încarc, upload, imaginea am fost încărcate, totul foarte frumos până acum, putem să schimbăm, am văzut ordinea, să activ, inactiv, standard, promovat, se schimbă automat ordinea, de asemenea că pun un 15 aici, imediat s-a schimbat, dar cu refresh de pagină. Acum, dacă șterg ultima imagine, ce am observat eu, sper că poate prin un comentariu cineva care urmărește acest clip să-și dea seama ce se întâmplă, dacă apăs delete, totul merge ok. Ștergeți imaginea cu numărul 7, delete, și chiar mi-a șters-o pe ultima imagine, ok. În schimb, dacă vreau să șterg oița, să zicem, deci a patra imagine, doriți, zic delete, și mi-a șterge tot pe ultima, să vedeți, delete, mi-a șters-o pe ultima, oița a rămas, dar dacă dau un refresh la pagină, mi-afișează corect, deci oița nu mai este.
Deci, atunci, singura soluție pe care v-am găsit-o și eu, nu-mi dau seama cum se încurcă, m-am uitat, deci rămâne același photo ID, deci rămâne cumva în cache-ul paginii, nu-mi dau seama de ce îi rămâne, pentru că sunt cu ID-uri. Deci, dacă ne uităm aici în componentă, vedem că toate au, aici am pus stamp photo ID, nu știu ce, și aici are photos, pass, photo name, și ID-ul, vedem că fiecare imagine are un ID, deci ar trebui, inclusiv componentele au cheie aici când deci for gallery image liveware și vedem că avem și un key loop iteration, nu-mi dau seama de unde mai rămâne, că ar trebui să rerandeze și photos, photos, mă rog, for errors, images care îmi vine, deci ar trebui să nu mai existe această fotografie. Eu am încercat cu un refresh, deci am încercat aici cu return redirect header, am încercat și cu, nu, aici sunt în edit photo, în photo upload, deci am încercat cu un emit refresh page și aici să-mi facă un refresh page așa, dar nu, vedeți că nu are nicio influență, controlez, deci nu face efectiv refresh, nu se rerandează cum scrie în documentație, cine știe de ce, și atunci renunț la asta. Deci mai sunt bug-uri într-adevăr și prin LiveWire, probabil și eu greșesc undeva. Dacă o să-mi dau seama, o să mai studiez problema, dacă o să-mi dau seama unde greșesc, o să revin și o să dau explicații, dar până la urmă am găsit soluția mea cea mai simplă, clasică, un return redirect request header referrer, deci ca să fiu sigur că nu-mi dă o eroare cine știe ce pagină și merg cu request. Ce mai vreau să vă mai arăt că am mai făcut o mică îmbunătățire. Deci am mers cu return redirect refer aici și la aici când încarc în edit photo, deci când încarc imaginea, am mai găsit, deci for, nu, la tot aici am photos upload, când le încarc, deci for each, nu știu ce, dar am luat dollar max position, deci poziția maximă, this model photos max de position, deci o interogare în baza de date să aflu care e valoarea maximă a poziției curente în galerie. Și după aia când le-am pus poziția, am luat dollar max poziție plus key plus 1 ori 10. Deci plus 10 plus 20 și atunci toate cele noi se vor încărca la sfârșit. Haideți să verificăm și asta, să încercăm și să ștergem imaginile corect. Acum cu refresh sperăm să apară corect totul. Da, și dăm un refresh la pagină. Haideți să mai încarc câteva imagini, să vedem că se încarcă toate la sfârșit. Încarc 3 imagini. Așa. E mai ușor că mai îmi vin e-mail-uri, deci astea 3 și mai le păstrez. Așa, imagine. Upload, așa, 3 poze și vedem că le-a încărcat exact la sfârșit, cu 70, 80, 90. Deci codul e corect, deci poziția maximă plus key ori 10, deci plus 10, 70, plus 20, plus 30, 90, așa. Acum, dacă o șterg pe bețivul, șterg delete ultima, e ok. Stați așa. Deci s-a șters ultima, dar acum să zicem că vreau să șterg poza cu biblioteca. Ar trebui să fie și asta ok, deci să nu, haideți cu motorul ca să o recunosc, deci să nu mai am motor. Deci de pe poziția a doua, delete, și mi-a făcut și vedeți că nu mai am motor, nici n-am mai apucat să dau ok, că s-a dus, deci mi-a făcut un refresh la pagină. Pentru că altfel mai aveam o problemă, deci îmi rămânea poza aia veche, dacă îmi făceam click pe ea, să zicem, să o schimb, că nu-mi dădeam seama care-i treaba, mi apărea o eroare 404, deci 404. Și iar era problemă, deci acum șterge, uitați, dacă îl șterg pe bărbos, acum, delete, ok, și nu mai aveam. Deci acum cam ar merge tot, mai facem doar un buton să le ștergem pe toate și gata.
Și cum vom face? Bineînțeles, vom pune o buclă if și end if, după cum vedeți, sau să trec în editorul de cod. Deci if, aici, după Gallery Images for Model Name as Account, if images count mai mare ca 0, afișez un buton delete all, deci avem un button class class btn danger, așa, și aici delete all images. Să fie foarte clar, controlez și bineînțeles exact ca la butonul obișnuit de delete de aici. Deci vom avea on click delete confirm și cu un singur parametru, dar îl iau bineînțeles cu copy și paste. Așa, deci Ctrl V, un click, delete all photos, să zicem, all photos. Și ce voi avea? Deci nu îmi va trebui decât $model ID, să zicem. Deci de $model ID. Deci pentru acest model trebuie să șterg toate pozele. Controlez și mergem să scriem, bineînțeles, button click, delete all photos. Trebuie să avem iarăși o confirmare, on click. Deci vom avea în upload photo, am zis. Deci o iau cu copy, control C, control V. Delete all photos, am zis. Control C, Control V și am doar funcție de function ID, Control S, confirmați și aici ștergerea tuturor imaginilor din galeria foto. Așa, show cancel button through, delete, asta, stați că am greie, mai e ceva aici, aici semnul de întrebare. Așa, acum mai bine, confirmă și într-o, show cancel zen result, delete all photos, delete, haide să-i zicem altfel, delete all, delete gallery. Gallery de ID și Solfire galeria foto a fost ștersă. Le vom șterge și directorul. Deci aici așa toate imaginile din galerie au fost șterse. Din baza de date și de pe HDD. Controlez și acum mai avem să emit Ctrl C. Deci aici trebuie să mergem în Photos Upload în clasă și aici, bineînțeles, să punem virgulă și încă delete gallery. Așa, control, de fapt l-am cu control C. Și voi avea aici public function. Delete gallery de $ID. Și acum, bineînțeles, trebuie să ștergem mai întâi toate fotografiile
din baza de date, să zicem, vedem noi ordinea, deci ștergem toate imaginile din baza de date. Și noi avem aici sus, bineînțeles, funcția, avem modelul. Deci vom avea un for each aici, deci for each this model. Deci deocamdată încă nu avem nevoie de acest ID. Deci for each this model photos, mare atenție aici, mare mare atenție, photos fără paranteze ca să ne obține, pentru că altfel ar mai trebui și un get. Altfel ne întoarce relația. Așa ne întoarce obiectele photos. Am verificat eu clar. Și deci cu paranteze nu merge, fără paranteze merge. E important aici ca proprietate să obținem o matrice cu obiectele foto sau să obținem relația propriu-zisă polimorfică, care are cu tot o altă structură. Și deci avem this model photos as $key $image și pentru fiecare $image delete. Haideți deocamdată să vedem că ne șterge imaginea de pe hard disk, din baza de date, și după aceea le ștergem și din, bineînțeles, de pe hard disk. Iau o galerie pentru care nu am nicio poză, încarc și-o acolo câte se pot. Deci, să zic așa, mi-am selectat și eu mai multe din baza mea de date cu imagini. 12 fișiere, vedem. Așa, data upload 12 fotos, imaginile au fost încărcate, deci totul merge. Am butonul delete all images, am modificat eu puțin acum la teste mesajul să-mi apară ID-ul pentru model. Și mă întreabă model 25, de ce? Ca să verific și în baza de date că sau. Deci avem ID-ul cu modelul 25. Dau un refresh la baza de date și vedem că ar trebui să am 12 aici în tabelul cu photos, la photoable ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exact 12 poze pe care le avem și haide să vedem că mi le șterge și de pe hard disk. Dau un cancel deocamdată, deci cancel-ul nu se întâmplă nimic, trebuie verificat și acesta. Delete all imagine, all images, delete. Ok, surpriză, surpriză, aici când le șterg pe toate se actualizează foarte bine. Componenta LiveWire nu mai are nicio problemă dacă le șterg pe toate față de atunci când o ștergeam câte o imagine și nu era chiar ultima, ca să fie tot în regulă mai dădeam și un refresh. Așa. Deci acum ne-a mai rămas, deci așa mi le-a șters pe toate din baza de date, haideți să verificăm. Da, și nu mai am, vedeți că le-am pus photoable, nu mai am cu 25, am de la 24 în jos. Deci din baza de date le-am șters, trebuie să le mai ștergem și de pe hard disk. Și sintaxa este foarte simplă, nu trebuie să o fac în buclă, pentru că avem funcția delete directory, direct în storage, deci this photos și $thisPass. Dar acum trebuie să văd care este PES al meu. Deci pot am model și trebuie să vedem aici că am folosit pasuri diferite, așa nu prea am știut la început, am să folosim probabil același pas, dar deci aici în upload, deci în vederea Blade când aduc admin photos upload, pass este doar categories, da? Deci când sunt în photos upload în componentă, this pass, aici îmi dă doar categories, atâta, dar eu am și photos, deci am photos categories, delete directory this pass, da, și mai trebuie să am model ID, pot să-i zic și $this model ID sau $ID, să nu zic că nu l-am trimis degeaba, dar haideți să încercăm cu model ID, ca să nu mai am niciun parametru de trimis. Deci așa $this pasă la category, mai fac cu o concatenare cu un slash. Și acum am $model ID.
dollar this model ID. N-ar avea de ce, asta e un cifru, deci voi avea așa photos categories, photo slash, category slash și model ID, în cazul nostru 25. Controlez și se rulează o singură dată, spre deosebire de imaginele pe hard disk, pe care le va fi o buclă pentru fiecare imagine, îmi va șterge. Haideți să testăm. Mai încărcăm o dată niște imagini ca să folosim același ID de 25, să zic le încărc altele. În ocazia asta verificăm și că funcționează tot ok, dar clar că funcționează, deci am 7 imagini, upload 7 photos, deci acum mă aștept să fie destul de încărcat dosarul cu ID-ul 25. Aici am baza de date, bineînțeles, nu voi avea decât astea ultimile, 25, 7 poze aici. În schimb, pe hard disk, vedem că în dosarul cu ID-ul 25, deci am photos, photos categories și 25. Și vedeți, tot ce am testat s-au tot încărcat, sunt toate. Aici nu am ce le face, sunt absolut toate. Și să vedem că mi-l șterge cu totul cu instrucțiunea delete directory photos category this model ID. Deci suntem din nou aici, dăm un, n-avem de ce să dăm refresh, că n-am scris nimic, delete all images, dăm un cancel iar, dăm un ok. Acum delete, au fost șterse imediat nou images, asta îmi place la nebunie cum merge, poate o să descopăr și poate greșesc eu ceva, de ce la ștergerea imaginilor individuale trebuie să dau un refresh de pagină, comportament cam straniu într-adevăr. Haideți să vedem în baza de date, ar trebui să nu mai am nimic la 25 și nu mai am nicio poză, în baza de date le-a șters, să vedem acum ce avem și pe hard disk. Și surpriză, surpriză, pe hard disk nu mai avem dosarul 25 pentru că l-am șters. Deci totul este ok, l-am șters cu tot, deci toate testele. Așa, dacă ștergem toate galeriile foto, avem. Ce mai trebuie să nu uit eu să fac, că nu știu dacă am făcut eu fără să înregistrez. Deci am edit photos, photos upload, să nu uităm că avem acea funcție, dacă o mai avem pe vreundeva, delete, clean old upload, acesta, clean up uploads, pe care o suprascriem în thread, dacă mai ținem minte, pentru fișierele temporare, care se află, bineînțeles, în storage, aici în storage, să vedem în app, probabil, și în liveware temp. Și sunt așa ultimile 7, deci edit photo, haideți să, și să avem și aici acest thread, ca să nu mi le țină 24 de ore, să mi le țină 3 secunde. Controlez, am luat-o pur și simplu cu copy și paste și acum dacă încarc o singură imagine, voi avea în fișierul temporar doar o singură imagine pentru 3 secunde acolo, mă rog. Și când se va rula următoarea dată, nu. Deci am făcut-o și pe aceasta. Deci am cam șters tot, așa să nu uit să corectez aici, ca să nu mai mi-apar ID-ul modelului, deci în aici, delete photo ID, deci nici nu ave, vedem că nu avem nevoie de ID-ul acesta, deci aba, nu stați că să-l las pe ăsta, că era vorba de delete all photos aici, deci function, nu am nevoie de ID, nici aici nu am nevoie de ID, nici aici nu am nevoie de ID, șterg tot, să vedem, sper că a rămas bine și bineînțeles să nu uit că și în photo upload să nu-i trimit delete all photos, deci pot să-l pun așa fără ID și bineînțeles și în photos upload așa, delete foto și delete gallery, n-am nevoie de ID. Pentru că am văzut că merge foarte bine cu this model ID. Cu
controlez și n-am de ce să mai trimit încă un parametru. Și deci am corectat și mesajul, da? Confirma ștergerea cu componentei, da, așa. Deci ar cam fi ok. Haideți să mai facem un ultim test. Foarte frumos, am dat aici, n-avem ce să, hai să dăm un refresh totuși. Încărcăm niște imagini. Încarc și eu 5 imagini de această dată. Upload, mi le-a încărcat. Haideți să vedem că îmi schimbă imaginea cu alta. Open, mi s-a schimbat alta imagine, să dau și un F5 să mă convinc că rămâne, deci rămâne, e salvată, e totul ok. Așa, deci asta ștergere, haideți să vedem dacă îmi șterge o imagine de aici. Aici nu mai am o mică eroare, dar la delete all images. Deci probabil acum când am șters pe acolo am greșit ceva, când am șters codurile JavaScript aici, am făcut un mic typo. Controlez, continuez. Deci mi afișează aici, vedeți, o eroare că am șters o paranteză în plus. Așa, dar nu știu dacă mă și duce la exact la linia de cod, nu mă duce. Haideți să o caut eu. Da, am descoperit până la urmă eroarea, foarte greu, până la urmă mi-a afișat-o în consolă acolo, aici este, am mâncat o paranteză aici. Și trebuie așa, Ctrl S, vedem că la fel e și aici sus, doar că aici nu mai am al doilea argument. Haideți să vedem. Da, vedeți că mi-a afișat eroarea, dau frumos un F5. Nu mai mi-afișează nicio eroare, e ok, deci acum încerc să o șterg poza 3, delete, imaginea a fost ștersă, mi-a dat și un refresh și chiar mi-a șters-o pe aia cu clește. Și acum mai vreau să le șterg pe toate și la asta s-a întâmplat, deci la astea merg, bine că am mai testat. Da, nu știu, nu s-a întâmplat nimic. Dar acum merge, probabil mi s-a blocat mie ceva la mouse. Cancel, dacă dau OK, delete. Mi s-au șters toate, deci merge și ștergerea. A fost mai mult, au fost niște discuții mai mari, fiind mai complexă treaba cu ștergerea unor galerii, dar acum avem galeria completă și am cam terminat cu editarea categoriilor. Deci aici am partea de administrare, deci avem editare și galerii foto plus niște componente, deci practic ce a fost mult de lucru a fost aici și vom trece pe front-end acum să afișăm galeriile. Eu între timp o să fac câteva categorii exact cum am făcut și la secțiuni, să fie cât de cât 3-4 acolo pentru fiecare, le voi edita, voi munci, voi pune poze așa ca să fie mai realistic tot, deci cu galerii foto și puteți să le folosiți așa standard cu imagini de pe unde le aveți și astea generate prin cod, prin seeder, sau puteți să le faceți, eu le-am generat prin cod, o să le fac eu să fie, cum să zic, să fie mai realistice, adică pentru magazinul nostru AirShop, să fie pentru AirCloses, să fie AirCloses și așa mai departe. Să avem categorii. Deci aici e secțiunea AirCloses și aici sunt categoriile și o să pun, deci în AirCloses, vreo 3 categorii respective și tot așa. Și cu date mai realiste, să le zic așa, vom trece și vom mai avea probabil un tutorial să facem paginile pentru un tutorial sau două pentru paginile categoriilor de produse în frontend. Ce a fost cel mai important în tot ce am lucrat până acum a fost această componentă de fotogalerii pe care o vom utiliza, deși am avut multe tutoriale și destul de lungi, dar pe aceasta o vom folosi direct, fără nicio problemă, o vom folosi
și pentru produse și pentru branduri. Fără nicio chestie, deci doar cu o singură linie de cod, toată funcționalitatea aceasta o avem la dispoziție de acum, deci asta nu ține cont de model, de modelul care îi aparțin pozele. Deci pot să fie produse, pot să fie secțiuni, oricând, dacă vrem să aibă și secțiunile galerii foto, ne ia foarte puțin timp o linie de cod și să scriem o vedere, pentru că la secțiune n-avem aici butonașul să ne deschidă pagina. Deci atâta trebuie să facem încă o pagină, un link, o pagină și aia cu o simplă linie de cod introducem componenta Livewire pentru o galerie foto. Deci acesta ar fi avantajul, de aia am lucrat mai pe asta și plus că până la urmă de asta e să învățăm și Livewire. Livewire cam face parte la ora actuală din Laravel, din ecosistem, e cam peste tot dat de Livewire și acesta a fost un exemplu mai complex, această galerie.